Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre energia intimă dintre voi în această perioadă. Cât, până la următoarea etalare, cât veți vrea voi, în fine, în această perioadă. Avem aici energia masculină, aici energia feminină. Uneori femeile se manifestă în energia lor masculină. Uneori bărbații se manifestă în energia lor feminină. Ar trebui să fie în energie feminină înaltă, să nu fie în pasivitate, dar vedeți și voi, în principiu o să am o energie masculină și o energie feminină, în principiu. Aveți de ales între numărul 1, hematit, țâc. Cum îi spune acestuia alb? Stați un pic, care etichetă. Haolit. Da? Numărul 2, haolit și dalmațian. Mi-a plăcut că era alb, negru și pătat, dalmațian. Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Cei care ați ales hematit. Hai să vedem. Un mesaj, în general, referitor la situația dintre voi. Dacă o fi nevoie să mai luăm încă unul pe parcurs, vedem. Dar deocamdată un mesaj. Wow! Ești nebun! I love you! Wow! Singurul lucru real este dragostea. 7. Faetonul. Cineva vrea să meargă. Unul dintre voi, nu știu care, pentru că, repet, variază. Ați ascultat începutul. Puteți să vă schimbați pozițiile, masculinul cu femininul. Wow! Uf. 7. Faetonul. Cel care vrea să renască. E o situație care 20 înseamnă, mi-aduce aminte de judecată. Da. Situația dintre voi a trecut prin, eu știu, sau este destul de, la un punct de, la o intersecție de drumuri, aș spune. La o intersecție de drumuri. Și pentru că este dorința cuiva de a se împăca cu celălalt, probabil că pentru a se împăca a trebuit să ia niște hotărâri, să facă niște alegeri. Faetonul lasă în urmă 6, da? Îndrăgostiții, nu lasă în urmă dragostea, trebuie să aleagă în dragoste între o persoană și cealaltă persoană și probabil că v-a ales. Sau voi ați ales persoana la care vă gândiți, numărul 1. Pentru că nu știu pe ce criterii v-ați ales, pe numerologie, pe culoare, pe ce. Da? Cel care știe că a ales să meargă înainte, spre renaștere, știe sau a ajuns să înțeleagă că singurul lucru real este dragostea. Poate că până acum s-a concentrat pe altceva. Și în momentul în care a pierdut dragostea și a fost obligată să aleagă, acum este decis sau decisă să câștige, să aibă victorie în această, orice chip, cu, adică nu să calce tot în picioare, dar să facă ce este necesar, în primul rând și în primul rând să exprime cele mai puternice cuvinte. Te iubesc. Acum, poate că vine, eu știu, variază de la un la un, veți trăi și veți vedea. Ia uite, take a chance on love, cineva își face, 23, 2 și cu 3 înseamnă 5, înseamnă faetonul, cineva trebuie să lase. Cel care lasă în urmă tradițiile, că înseamnă marele preot, înseamnă tradiții, numărul 5, trebuie să facă schimbarea prin credință și să meargă înspre renaștere, în adevărata dragoste, nu în, sau într-o relație bazată pe dragoste și nu pe nevoi fizice, materiale sau... și totuși e o nouă dragoste. Nu știu. E o nouă dragoste. Sau o nouă etapă în iubirea voastră. Wow! Nici eu nu mă așteptam. La capătul setului de cărți. Adică nu ai niciun capăt setul. Din obișnuință mai spun. Da, apare fluturile. Unul dintre voi se transformă, ia uite, din liliac în fluture. Da? Dintr-o ființă periculoasă, care stă în întuneric, care nu se arată, într-o ființă frumoasă. Emoțional, poate chiar și spiritual, dar dragostea transformă. Hai să vedem energia. Ia uite, munte mai mișca. Energia lui sau a energiei masculine. Da, masculinul.
cum este reprezentat masculinul, deci energie reprezentată. Doua. Unicornul. Dar a venit invers. Aș spune că masculinul este reprezentat de panteră. Am zis că este determinat. Este energie de foc, super, super pasiune, dar și gelozie. Urmărește din umbră persoana căreia vrea să-i spună că o iubește. Persoana care este venită dintr-o altă lume, parcă e venită dintr-o altă lume și pe care îi blochează, sau cum să zic, nu că îi blochează, îl provoacă sau o provoacă, provoacă energia masculină să-și tempereze pasiunea și să vadă altfel, prin prisma dragostei, prin prisma credinței, prin prisma vindecării, a speranțelor. Nu doar a pasiunii sexuale, a energiei sexuale, nu doar a geloziei, nu doar a posesivității, nu doar a dorinței de a avea, a poseda. Și cred că unicornul este energia feminină, dar care provoacă această panteră. Ia uitați, la capătul setului de cărți, hiena. Un personaj care e ironic, este sarcastic, este miștocar, când vorbește de dragoste, dragoste mă lași. Există dragoste pe pământul ăsta, din punctul acestuia de vedere. Hai să vedem energia feminină. Interesant. Au venit tot două. De obicei, aș fi vrut să-l iau de la capătul setului de cărți. Energia feminină este o energie emoțională. Regina de cupe. Lebăda. Sau cavalerul, i-am spune. Lebăda. Persoana aceasta apare în viața oamenilor ca să oglindească niște aspecte. Și aici este un aspect, unicornul, este un aspect al masculinului pe care acesta l-a ignorat. Îl are nativ, dar l-a ignorat. L-a ironizat. Probabil că are tendință la visare acest personaj. Probabil că are uneori niște viziuni extravagante. Dar ce au zis? Lasă-mă că nu e... O să mă calmez că nu e cazul să... Dar, repet, prin energia feminină care este foarte năstrușnică, interesant că și aici este foc, este zebra, foarte extravagantă. Persoana aceasta este foarte extravagantă și interesant că și aici zebra are al treilea ochi activat, unicornul are același al treilea ochi activat. Aș putea să zic, așa simt, că aici este egoul masculinului, pe de-o parte, au venit la fiecare două cărți, da? Care oarecum provoacă extravaganța și dorința de libertate, nu de libertinaj, dar de libertate a energiei feminine. Ce înseamnă libertate? Îți dori să te exprimi. Aici e o chestiune de exprimare artistică, extravagantă. Dom'le, mă îmbrac cum vreau. Probabil că personajul îi place uneori să poarte printuri. La acest personaj asta simt, printuri, ca și mod de exprimare. Și un mod de exprimare unic, original. Original. În mișcare tot timpul, care iese la vedere și nu-i pasă că iese în evidență. Uneori chiar îi place să iasă în evidență. Altor știe să se camufleze, depinde. De toane, da? Nu musai că ar fi moody, că ar fi schimbătoare, dar am zis, e extravaganță. E o chestiune artistică, aș spune. Zănatică, zgubilitică, dați-mi voie să folosesc acest cuvânt, și apare dragonul. Și se provoacă, pe de-o parte, întâlnirea cu acest masculin, energia feminină este provocată la capitolul încredere. Tocmai pentru că acesta este mai în umbră, își ține pasiunea umbră, dar va veni și va lupta. Va lupta, este gelos, clar. Mai ales dacă cumva energia feminină s-a reorientat către o nouă dragoste, în această perioadă în care cei doi s-au separat, pentru că e clar dorința de împăcare, da? A cuiva. Energia feminină, repet, are la capătul setului de cărți lebăda. Mare diferență între cera hienă și lebădă, da? Chiar acest personaj iubește, e sensibil, iar artisticitate, felul în care vorbește, prin care scrie, prin care plutește, prin
viață și oglindește. Și vine ca o oglindă în viața oamenilor ca să le arate anumite lucruri. Hai să vedem. Foarte ciudată etalarea. O să mă lungesc acum. Vreau să fie altceva. Numărul 1. O dată. Să vedem. Energia masculină, energia feminină și energia comună dintre voi. 3, 3 și apoi încă una. Da. Este aici ritual. Este un ritual de conexiune sau de conectare la celălalt. Unul este foarte rănit. Vedeți niște lămâi aici. Bărbatul, energia masculină, are niște lămâi. Și nu doar lămâi, are și lămâi înțepate. Energia feminină oferă cupa. Oferă cupa iubirii. Da. Hai să vedem. Mai amestec o dată, da. O dată. De două ori și tăiem de trei ori. Așa. O nouă dragoste sau o nouă etapă în iubirea voastră? Rămâne de văzut. Este ce își dorește fiecare eventual. Energia masculină. Soarele. Extraordinar. Deci acesta eventual este foarte, foarte conectat la energia feminină. Da, 5 de cupe. Știe că a supărat-o. Știe că trebuie să se împace. Am zis că e vorba de o împăcare, vedeți, da? Știe că trebuie să se împace. Probabil că a mai fost o altă persoană sau alte situații care nu au permis manifestarea acestui soare, acestei bucurii de pline. Poate interesant, poate a fost o altă energie feminină care a practicat niște ritualuri ca să-l țină aproape sexual, dar energia sa, de fapt, fericirea sa, este înspre această energie feminină. Cea din etalare, la care v-ați gândit. Nu știu ce sunteți, bărbați, vă gândiți la o femeie sau o femeie, vă gândiți la bărbați, da? Variază. Sunteți totul pentru ei. Doamnelor, sunteți totul pentru acești oameni. Ce-și doresc? Să facă dragoste cu voi până la apusul soarelui sau la apusul soarelui sau la răsăritul soarelui, să vă bucurați de abundență, să vă bucurați de corpurile voastre, de goliciune, de vulnerabilitate. Își dorește într-adevăr să fie. Să-și ceară scuze. Poate că nu va spune scuze, dar va face această declarație, eventual, da? În genunchi? Nu știu cât se mai poartă. Într-un fel, da? Și vrea să ofere ceva. Nu știu, acum voi... Hai să vedem. Interesant, la capătul setului de cărți apare balanța sau justiția. Dar în aceste cărți are numărul 8. 8 reprezintă casa sexualității, că vorbim de o energie intimă sexuală între voi, da? Acest personaj își dorește să-și echilibreze viața sexuală, să aibă o viață sexuală corectă, frumoasă, senzuală, pasională, poate că a fost deviantă sau poate că a fost frustrantă sau poate că a fost, nu știu, reținută, ascetică, pur și simplu, inhibată. Sunt multe motive pentru care apare această justiție, această nevoie de echilibrare. Și prin acțiune, și prin senzualitate, și prin empatie, și prin conexiune emoțională. Energia feminină față de acest masculin în această perioadă. O dată, de două ori, de trei ori și trei. Valetul de cupe, nu, de monede. Simte că acest personaj a venit din umbră, n-a venit din față, ca și la panteră, altă formă de manifestare, nu a fost direct. Nu și-a manifestat încrederea, ego-ul, varianta sa bună. Și a afectat și, interesant, 4 de cupe. 5 și 4, foarte interesant. 5 de băte și 6 de cupe. Din niște motive se simte refuzată. Poate, repet, a mai fost interesant că acest 5 de bâte apare sub ritual. Dacă a mai fost o altă persoană în viața masculinului, această
femeie sau acest feminin a intuit că este o altă persoană care practică din gelozie, fiți atenți, din gelozie, practică niște ritualuri ca să-l țină. Masculin, feminin, care sunteți? Ascultați, da? A fost o altă femeie. Eventual, da. Brunetă. Și acea energie feminină avea tendințe masculine. Tendințe masculine. Măi, sper că înțelegeți, da? Ca să nu zic el, ea, musai. Deci masculinul avea două feminine. Feminina de aici este în soare, este bucurie, este unicorn, că doar a venit această declarație. Vrea să vă declare că vă iubește, da? Mai este o altă variantă. Doamne ferește, ca nu cumva acest personaj să se ducă la cineva din gelozie să nu-i părăsiți, pentru că ceva s-a întâmplat 5 și 4 și 6, 5, 4, eu de 4, 5 și 6. Ceva s-a întâmplat între voi, o separare clar este între voi. Poate deja energia feminină și-a căutat într-o altă direcție dragostea și atunci celălalt, masculinul, a rămas cu acest regret și a dat seama că a pierdut soarele său. Că nu s-a bucurat de el cât a fost, da? Deci, feminină. Se simte refuzată. Probabil, dar vedeți, măi, cărțile totuși vorbesc. La un moment dat, masculinul s-a uitat în altă direcție. Nu contează. Probabil că a considerat o simplă tentație și pe urmă și-a dat seama că, de fapt, nu era tentație, era soarele vieții sale, într-o formă sau alta. Erotică, sexuală, poate chiar și sentimentală. Masculin. Of. Deci, această energie feminină se simte refuzată. Refuzată și uneori îi este dor, 6 de cupe. Îi e dor de cum au fost cei doi. Îi e dor. De sărutările voastre, de mângâierile voastre, eu știu până unde ați mers mai departe, este dor. Are momente de nostalgie. Dar e conștientă că există prea multă luptă, prea multe gelozii, prea multe persoane în poveste. Prea multe persoane în poveste. Interesant, la capătul setului de cărți, 9 de spade. Și-a făcut foarte multe griji. Foarte multe griji. A stat pe loc, a stagnat, da? În această relație, din punct de vedere intim. Poate că s-a simțit oarecum, în general, pentru că e semnul peștilor, care în general se sacrifică și manifestă abuzuri de multe feluri, poate că s-a simțit abuzată, chiar dacă nu neapărat abuzată fizic, poate și fizic, dar nu neapărat fizic, energetic, emoțional, sexual, într-o formă sau alta, abuzată. Adică, domnule, dacă tu ai o nemulțumire acolo cu cine ești, vrei să te bucur de mine și atât, ceva de genul ăsta. În fine. Sau dacă n-a fost abuz, au fost niște rețineri, niște lupte între voi, nu neapărat fizice. Care deține puterea în această relație? Care controlează această relație? Da? Și aceste lupte și frământări au dus la lacrimi, la prea multe nopți pierdute. Hai să vedem energia comună dintre voi în acest moment. Wow! Împărăteasa dragoste. Kundalini. Cine nu știe, căutați. Și 8 de spade. Iar apare, să zic, semnal zodia balanței implicat în această poveste. Avem și soare, avem și leu, avem și Pluto, aș spune. Avem semne de apă, peștrac, scorpion. Și balanță, gemeni, vărsător. Balanța a apărut de mai multe ori. Energia intimă dintre voi. Este o reținere, după cum vedeți. Bărbatul sau energia masculină se reține. Se reține pentru că energia feminină își cunoaște excentricitatea, am spus,
puterea cu acest dragon, dragon este și aici, își cunoaște puterea. Evident că nu poate să o arate, e vorba de putere sexuală și nu vorbim despre anduranță, decât rezistă în pace ce figuri de stil practică, nu despre asta vorbim, ci despre kundalini. În cazul în care nu știți, documentați-vă ce înseamnă kundalini, care se poate trezi, este o energie spirituală foarte puternică, se poate trezi și prin sexualitate și prin sex. Dar nu doar atât. Deci, Venus, împărăteasa. Dragoste este, dar sunt multe griji, 8 de spade, mult stres. Dragostea a venit sub forma tentației. Interesant. Dragostea a venit sub forma tentației. Rămâne de văzut. Da, interesant. Ar putea să fie. Totuși e o femeie care trage de un bărbat care nu vrea. Sau, și dacă nu neapărat că trage, îl provoacă prin niște ritualuri. Sunt niște crize de gelozie în această poveste și altă femeie care își cunoaște valoarea și stă bine, mersi, mă iubești bine, nu mă iubești tot bine. Eu oricum știu că merit totul, da? Dacă vrei să-mi oferi soarele, totul bine, dacă nu, nu jumătăți, sferturi, fărmituri, nu. Interesant, la capătul setului de cărți, Marele Preot, și am vorbit de Marele Preot, nu mai știu cu ce ocazie, E într-adevăr o legătură spirituală profundă între voi, dar posibil să mai fie o altă persoană, mai ales masculină, să mai aibă două energii feminine în preajmă sau o căsătorie. Interesant. Am văzut cum Male Preo și Zodia Taurului pentru unii sau să apară un Taur în plan, în noua poveste, în, eu știu, vechea poveste, eu știu, variază de la om la om. Dar, dragii mei, orice ar fi, acestea sunt într-adevăr cele mai puternice cuvinte și dacă nu vi le spune persoana pe care ar trebui să vi le spună și din, eu știu ce motive de mândrie nu vi le spune, nu uitați că singurul lucru real este într-adevăr dragostea. Și 7 merge către stea, faetonul merge către stea, către vindecare. Ce înseamnă? Dacă vreți să renașteți și dacă vreți să vă vindecați de trecut, de prezent, de ce mai fi, spuneți-vă vouă înșivă că vă iubiți și veți atrage dragostea. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Numărul 2. Haulit, parcă îi zicea? Da? Parcă haulit îi zicea. Astăzi l-am cumpărat, mi-a plăcut. Alb, negru și pepe. Aș spune, dacă este alb, că este ceva legat, interesant și piatră, că este ceva legat de puritate, într-o formă sau alta, chiar nemanifestată. Interesant, citeați ce carte a venit, concentrați-vă pe dragoste. Și vreau să observ, adică să vă transmit ce am observat, că această, ia uitați, vedeți ce dungă, dreaptă, are, parcă ați fi două bucăți de piatră care s-au lipit perfect una de cealaltă, dar nu este șansă, este doar o dungă. În fine, ideea este că posibil o distanță, un orizont vă separă pe unii dintre voi, dar chiar dacă vă separă, voi sunteți apropiați într-o altă dimensiune. Frumos. 2 și cu 4. 6. Numărul îndrăgostiților, numărul lui Venus. Păstrați dragostea, concentrați-vă pe dragoste prin orice acțiune manifestați. Priviți la ce este frumos în fiecare. Energiile feminine au putut să transforme ego-ul altor persoane, nu zic musai masculin, altor persoane, prin felul lor de a fi empatice, blânde, pure, într-un fel sau altul, care era cuvântul, care era cât pe ce să-l spun și l-am uitat, n-am, inocent. Există o inocență, o dragoste necondiționată, care vine din esența voastră. Concentrați-vă pe aceasta ca să mențineți vibrația înaltă. Și menținând această vibrație înaltă, eventual se poate manifesta povestea dintre voi. La capătul setului de cărți ce aveți, ascultați cu inima. Unul interesant, urmează să se manifeste, se poate manifesta ori o nouă etapă, ori dragostea asta într-o anumită formă. Și urmăriți acțiunile celor
de care vă simțiți atrași, pentru că acțiunile vorbesc puternic. Probabil că cineva își dorește, unul dintre voi își dorește să acționeze, să vină, să călătorească chiar și să exprime dragostea prin diferite forme de acțiune. Da? Oh, hai să vedem. Energia masculinului și energia femininului. Nu uitați că unele femei preiau energia masculină. N-ar fi bine, așa cum nici unui bărbat să nu preia energia feminină. Dar asta se întâmplă. Interesant, cămila, focul. Treceți printr-un deșert, aș spune. Poate deșert înseamnă, da, niște probleme. În primul rând, și distanță mare între voi, distanța care usucă emoțiile, știți, cu ochii care nu se văd, se uită și totuși, dacă vă concentrați pe păstrarea acestei energii a iubirii, dunga aia poate să separe sau poate să unească. Hai să vedem. Păstrați-vă credința, 9 de cupe, iubirea față de voi. Energia masculină, hai să vedem. Energia masculină, energie de apă, broscuța țestoasă, vine încet, tot așa de la drum. Broscuța călătorește prin apă, dar se deschide foarte greu. Ce face? Am văzut, vai, un videoclip în care pe o broscuță se puseseră diferite scoici, alge și plante marine, dar se lipiseră bine de carcasă, sărăcuța, și încercau să-i curețe. Of! Carcasa. Acest masculin are multe emoții și s-a obișnuit să călătorească în întuneric și călătorind în medii, din punct de vedere emoțional și spiritual, întunecoase. Poate că din punct de vedere financiar sau profesional sunt strălucitoare, dar emoțional, spiritual sunt întunecoase mediile, apa în care călătorește. Și atunci a trebuit să învețe ca să supraviețuiască, să-și creeze această armură. Probabil că marcaj în semnul racului, în mod special. Dar poate că și față de voi a încercat, vedem dacă s-a îndepărtat sau dacă vine. Pentru că variază. Vedem în funcție și de... Ia uite, interesant, la capătul setului de cărți, totuși. Golden Egg. Ori poate s-a concentrat pe făcutul banilor, se poate. Ori, interesant, în relație cu voi sunteți singura persoană, e chakra a patra a inimii și a potențialului glorios. Probabil că simte la nivel subconștient că doar cu voi, în relație cu voi, inima sa se va deschide și din dragonul care este, va deveni, eu știu, un prinț. Din această broscuță cu carcasă tare și decorativă și frumoasă, se va transforma, eu știu, într-un ou de aur, ou însemnând un univers, un nou potențial. Rămâne să se manifeste între voi la un moment dat. Dar probabil că din când în când se gândește la voi, se gândește la acest potențial. Mai, cu acest personaj putea să fie super. Super. Dacă mai fi valabil, ar putea și acum să fie super. Ia să vedem energia feminină. Energia feminină în această perioadă. Feminină. Și când vorbim de ape, și am văzut și fluturile se transformă. Energia feminină, wow! Este foc, 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 foc plină de pasiune. Interesant. Foarte interesant. Dar trebuie să învețe să-și concentreze această sexualitate. Să-și concentreze, să-și o controleze. Să-și controleze sexualitatea, pentru că dacă nu o controlează, are tendința să se intoxice. Să-și facă rău. Să-și facă rău de prea multă pasiune, aș spune, prea multă dorință, energia feminină. Poate, eu știu, pentru unii, totuși aici e un elefant, aici este o figură masculină, este un rege de foc, ar putea masculinul să fie în energia sa feminină, într-o formă sau alta. Vedeți?
Ar putea. Iar văd diferență de gabarit, da? Unul este foarte înalt, bine făcut, celălalt este minion și închis. Nu zic că bărbatul este minion. Poate chiar femeia este mai activă și bărbatul este într-o formă, nu zic pasiv, că cu elefantul nu are cum să fie pasiv, receptiv. Receptiv. În fine, energia feminină. Probabil că îi place foarte mult de masculin. Îl vede ca pe un personaj puternic, rezistent, lângă care s-ar simți în siguranță, lângă care s-ar simți satisfăcută, dar deocamdată, sunt niște blocaje între voi. Și așteaptă eventual, interesant, așteaptă ca bărbatul, da, pentru că elefantul reprezintă o forță care vine din spate și distruge toate blocajele din jur. Ce mai simt. Așteaptă totuși ca bărbatul să acționeze și să distrugă blocajele care sunt între voi, dar simt că totuși această energie feminină are o forță pe care nu zic că e musai în masculin, nu. Aș vrea să mă înțelegeți, nu e în masculin, dar are o aură. Asta era cuvântul. Are o aură foarte puternică. Nu mai zic de energia sexuală, dar are o aură foarte puternică și eventual energia sexuală iar are capacitatea să trezească și să transforme și și să-și aducă aminte. Interesant. Curățăm cărțile. Să-și aducă aminte de ce mă întrebați? De un trecut dincolo de această dimensiune, dacă vreți să înțelegeți mesajul. Hai să vedem. Comun, 3 de monede. S-ar dori, s-ar putea colaborare, s-ar dori creștere, s-ar. Da, se dorește într-o formă sau alta construcția acestei relații. Ia uite, iar probabil că. Bărbatul este mai înalt, este suficient de bine făcut ca să o ia în brațe pe. Ia uite și 10 de cupe. Mă, undeva este această dorință de reconstrucție, de construire sau de reconstruire a relației. Bărbatul o prețuiește foarte mult pe femeie. Clar, o vede mai firavă, mai vulnerabil odată. Hai să mă vedem. Masculină. Și își dorește să o protejeze. Trei de bâte. Este distanță între voi. Da, clar. La masculin apare această dorință de a se întâlni, de a comunica, de a călători și de a veni spre voi să vindecați toate problemele. Ia. O dată. De două ori masculin. De trei ori. Steaua a zis că vrea să vindece. Fantastic! Dacă, ia uite și justiția, pentru unii posibil această energie masculină să fie o figură publică și să aibă de-a face cu niște contracte care, pentru că casa 8-a înseamnă casa sexului, a banilor, a taxelor, a transformării morții și renașterii. Dacă e persoană publică, probabil că are niște contracte pe care trebuie să le ducă până la capăt pentru bani și afectează viața intimă dintre voi. Clar, pentru unii este sigur. Ia uite, 7 de spade despre care nu știți. Despre care nu știți. Pe de altă parte, da, clar, nu vă spune despre lucrurile astea. Sau poate unele știți, o parte din ele. Ce simte? Simte că nu a spus. Nu a spus. Nu și-a spus nici problemele, nici dorințele. Dar acest personaj visează încă. Că lucrurile se pot reface, se pot readuce la liman, se pot echilibra. Ce simte față de voi, ei simt că sunteți predestinați să fiți împreună, poate visează că veți fi vreodată căsătoriți, deocamdată posibil să fie într-o relație în care falsează, fake it until you make it, da, cu altcineva, da.
Ah, la capătul setului de cărți, asul de monede. Energia masculină. Și-ar dori o nouă relație cu voi. Ia uite, să se schimbe situația, să manifeste. Dacă au fost manipulări care au dus la separări, manipulări cu șapte de spade, faptul că nu s-au spus, nu s-au declarat sentimentele, sau mai bine zis, natura profunzimilor, cât de profunde și cât de speciale sunt. Și-ar dori să schimbe energia și să poată să pună în realitate, asul de monede aduce în realitate acest potențial, oul de aur pe care l-am văzut. Da, vedeți și aici arată tot ca un ou de aur. Se poate crea, se poate. Acest personaj încă speră energia masculină. Încă speră. Dacă s-a detașat, interesant, cu 8 de cupe. Dacă a părut sau poate că pare detașat emoțional, este doar o impresie pentru că are niște chestiuni care țin de niște contracte de bani, de imagine publică. Și ce ar mai trebui să rețineți? Dacă e persoană publică pentru unii dintre voi, va trebui tot ce se întâmplă între voi să fie un pic mai după perdea. După perdea. Hai să vedem energia feminină. Odată. De două ori, de trei ori, împărăteasa, multă dragoste, multă dragoste. Și am zis, are o aură și o sexualitate care transformă. Am vorbit de la elefant, a venit și împărăteasa care are dragonul Kundalini. Cavalerul de cupe, cavalerul de spade și nouă de monede. Regele de spade, interesant. Energia feminină. Energia feminină așteaptă o comunicare emoțională. Așteaptă să fie salvată, să zic. Așteaptă să fie salvată. Eventual, nu știu pentru cine, dar trebuie să adaug acest detaliu. Pentru unii, nu pentru toată lumea să fie valabil, evident. Repet, pentru unii. Energia feminină, tocmai pentru care acest scorpion și acest elefant și o sexualitate foarte puternică, eventual nu se poate manifesta cu orice, cu oricine, această sexualitate, simte că poate cu acest masculin, poate să intre în diferite roluri, da? De tipă docilă, dispusă să fie salvată, de un personaj supus, să zic, experimentării sau pasiunii sau dorinței de dominare, poate unor îi place să fie dominată, posibil, repet, nu pentru toată lumea, și altădată îi place să fie adorată, dar îi cam place să fie dominată, în fine, da. Probabil de acest masculin, nu de oricine, de acest masculin ar accepta chestiile astea. Ar accepta să intre în diferite roluri doar cu acest masculin, repet. Dar trecând peste acest mesaj, care e valabil doar pentru unele dintre voi, așteaptă comunicare. Cavalerul de spade nu înseamnă musa experimentare sexuală. Așteaptă comunicare cât mai repede. Este o energie foarte iute. Poate că separarea dintre voi, e o separare, am vorbit de o distanță pentru unii, și steaua înseamnă, e un personaj greu de atins. Unul dintre voi este foarte greu de atins. Repet, unul dintre voi lucrează în public. Și dacă este așa, își dorește energia feminină să primească mesaj, să primească un mesaj mai repede. Dar un mesaj de dragoste. Cavalerul de cupe. De dragoste. Are nevoie de dragoste. Energia feminină. Își dorește, da, clar. Își dorește să renunțe la... Dacă uneori e nevoită de viață să fie în energia sa masculină, că a apărut regele de foc, își dorește la nivel intim, da, în plan sexual, cu acest masculin, și-ar dori să simt. Ce melodie vine?
You make me feel like a woman, da? Și-ar dori să fie femeie. Nu zic că femeile trebuie să se supună, dar este o dorință de a se lăsa în voia plăcerii, în preajma acestui bărbat. În preajma acestui bărbat. Interesant că a venit aer sub aer și într-un fel sau altul, energie care vindecă, comunicare și cred că ambii în această poveste au o identitate puternică, o personalitate puternică, poate chiar dorință de independență puternică și din acest motiv trebuie ca această poveste să se această pasiune, că e pasiune între voi, să se manifeste fără constrângeri, fără constrângeri, fără contracte. Dar vedeți, aici este un personaj care nu exprimă, aici se dorește exprimare directă. Probabil că așteaptă ca acest personaj să vină cu pasiune, cu dor și cu deschidere să comunice, să-i spună, bă, mi-a fost dor de tine, da? E o comunicare directă. Nu e prea poetică, dar este sinceră și directă. Mi-a fost dor de tine. Da? Îmi place de tine, te ador. Dacă aș fi avut măcar un cârlionț din părul tău, aș fi dus-o mai bine cât eram departe. Energia feminină. 9 de monede. Pentru unele dintre voi, în această așteptare, în această așteptare, posibil energia feminină să fi încercat cu cineva cu marcaj puternic în semn de aer care a dezamăgit-o și eventual acum încearcă cu cineva din semn de pământ sau marcaj, poate să fie și ascendent în semn de pământ. Această energie feminină să aibă mai multe, mai mult, da, masculin de apă, masculin de aer, masculin de pământ. Să aibă mai mulți pretendenți, pentru că este, nu știu cât de frumoasă, la un moment dat a apărut împărăteasa, dar are o aură foarte puternică. Dragii mei, vorbesc de o aură, de energie, nu neapărat de cum se îmbracă, cum se fardează, înțelegeți? Și nici ce poziții alege în pat, nu. Are o aură puternică care atrage diferite tipuri de oameni. Cu acesta poate că a fost o situație scurtă, de scurtă durată. Cu acesta posibil să fie mai de lungă durată, pentru că acesta știe să se poarte. Celălalt nu știe să se poarte. În fine. Asta simt. Are de ales. Are de ales. Ia uite, are de ales. Între, eventual, un semn de pământ, taur, leu, noi leu nu e de pământ, evident, semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, 3, da? Are de unde alege. Nu zic că n-are nici acest personaj, că n-are de ales, n-are de unde să aleagă, dar... Vedeți că se pot inversa pozițiile, vedeți unde sunteți. Hai să vedem energia comună dintre cei... Ia uite, 8 de bâte. Energia comună înseamnă comunicare, călătorie și avansare. Interesant, stairway to heaven. Împreună puteți să simțiți raiul pe pământ, da? Vă hrăniți dorințele. Vă hrăniți și vă calmați dorințele. Asta e energia comună dintre voi. Posibil că e distanță și dacă e distanță, asta e. Cred că și unul și celălalt se mai duce. Nu obligatoriu. Pentru unii, repet, pentru unii. Nu-mi comentați, nu că eu nu m-am dus. Repet, pentru unii. Dacă nu v-ați dus, așteptați mesaj. Sunteți singure. Sunteți singure, așteptați mesaj, așteptați ca acest personaj să vină și să vă ia pe sus. Și să vă iubească, eu știu, așa cum visați.
Interesant, la capătul setului de cărți revine asul de băte. Se poate manifesta o nouă etapă în relația voastră. Acest personaj încă mai speră, încă mai visează la voi. Și voi așteptați. Voi așteptați, doamnelor. Așteptați. Cam asta este energia intimă dintre voi în această perioadă. Sper că v-a fost de folos și v-ați regăsit și vă rog. Vedeți care e masculin, care e feminin. În plus, când spun unii, rămâneți. Da? Cu acest detaliu în minte. Unii, da? Hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales acest dalmațian. Nu știu, mie îmi spune dalmațianul ăsta, mi-aduce aminte de Ying și Yang, că vă echilibrați. Că vă echilibrați. Da. Mai vedem ce ar mai putea să însemne. Hai să vedem. Un mesaj despre situația dintre voi în această în această perioadă. Cinstea este esențială și alegeți dragostea. 3 și cu 8. Cineva, un domn iubește o doamnă, dar nu-i arată. Sau poate e de domeniul trecutului. Ori o altă persoană din trecut vă afectează și pe unul și pe celălalt. Minciunile celorlalți din trecut vă afectează și prezența unuia în viața celuilalt, vă pune în postura în care trebuie să alegeți dragostea. Dragostea este împreună cu voi, ar spune. Alegeți dragostea, 2 și cu 1, 3, împărăteasa. Și aveți parte și de dragoste și de abundență. 3 și cu 8, 11. 11 ține de justiție. Unul dintre voi trebuie să se separe legal de cineva interesant care e fals, de o persoană falsă. Interesant. Considerați fundația pusă, o chestiune legată de casă. Poate deja aveți casă cu acest personaj, poate urmează să vă faceți casă, poate v-ați crea deja o prietenie care poate fi considerată fundație de rezistență în această relație. Iar dacă unul dintre voi nu a exprimat, înseamnă și exprimare, trebuie să exprime. Că este atras, că îi place de celălalt. Că altfel, dacă nu vorbiți în dragoste și în adevăr, nu se manifestă ce vreți să vă manifestați. Interesant. Masculin alfa, dar care stă în umbră și privește? Ce feminin, vai, ce drăguță e căprioara. O figură blândă, drăgălașă, grațioasă, care manifestă dragoste, stabilitate. Ce frumos e. Energia masculinului. Chakra a doua. Masculinul vă dorește foarte mult. Vede cu chakra a doua. Vede prin prisma dorințelor. Dar nu doar atât. Vede că împreună, dacă stați într-un cerc închis, puteți manifesta un nou univers. Plin de dragoste, de senzualitate, poate să fie și o creștere spirituală, dar trebuie să fiți oarecum interesant, așa și mesajul, într-un cerc închis. Până probabil se rezolvă niște chestiuni legale, până vă eliberați și unul și celălalt de mincinoși și mincinoasele din trecut, eventual, poate sunt și alții care influențează, da? La capătul setului de cărți, da, sunt persoane geloase în preajma voastră, care vă afectează fericirea 10 de cupe. Acest masculin vede lucrurile de la distanță și vede că poate să fie fericit cu voi 10 de cupe, nutria, dar e înconjurat de energie negativă, de dușmani, de geloși, de intriganți. Energia feminină. Energia feminină în această poveste. Extraordinar! N-aș fi zis. Nu știu care e feminin, care e masculin aici. Wow! Nu se poate. Alt șarpe. Mai devreme a fost o panteră aici. Este energie sexuală foarte, foarte puternică între voi. O atracție sexuală extraordinar. Nu vine să cred. Ia uitați. Puteți să vedeți așa ceva? Și mai devreme a fost regele de aer, vulturul, acum este uliu, regina de aer și regina de cupe. Energia feminină, foarte emoțională, dar și foarte rațională. Și în plus,
într-o comunicare cu divinitatea constantă, constantă. Comunicare cu divinitatea. Și asta o face. Nu, stați un pic să-mi găsesc cuvintele. Comunicarea aceasta cu divinitatea și latura sa și emoțională și rațională a permis această creștere energetică și spirituală a energiei feminine. Acesta, eu așa văd, Kundalini. Această energie feminină are. Se manifestă în ea Kundalini deja. Aici vreau să ajung și nu găseam cuvintele. Se manifestă Kundalini în ea. Energia feminină. Însă, știe că trebuie să mai aștepte. Aici este 7D pământ și aici este 2D. Are nevoie de împământenire, că este conștientă că toată sexualitatea aceasta, foarte puternică, pe care o simte între voi, vedeți cât șerpi, Kundalini clar se va trezi. Dacă nu s-a trezit în celălalt, se va trezi. Se va trezi. În momentul în care veți fi împreună. Dar energia feminină știe că trebuie să mai aștepte și nu doar atât. Da. Își dorește, da, își dorește să investească în celălalt, dar știe că trebuie să aibă răbdare. Dacă celălalt nu are Kundalini trezit, înțelegeți, da? Este conștientă energia feminină de vibrația sa puternică. Nu zic, repet, ca și la numărul 2, dar într-o altă formă. Nu zic că e vreo provocatoare. Nu zic că arată nu știu cum sau că se îmbracă nu știu cum. Dar e vorba de aură și de energie. Și energia sexuală, sau mai bine zis, Kundalini trezită, se manifestă mult diferit decât o energie sexuală deviantă. Mult diferit, este mult mai puternică, plus că este înălțătoare. Nu este frustrantă, aș spune. Sper că mă înțelegeți exprimarea. Încerc să aleg cuvintele pentru că nu pot să vorbesc cichii la aceste etalări. Nu mi-e nici stilul să vorbesc urât. Nu, eu personal în viața de zi cu zi, dacă zic conjurător, zic la volan când e în intersecție sau eu știu că mă supăr, dar altfel nu, nu-mi place să vorbesc urât. Pentru mine, limbajul urât nu e o chestiune sexy. Așadar, nici în etalări nu pot să exprim chestii de genul ăsta. Încerc, așa cum pot, la modul elegant, să vă transmit niște lucruri. Dacă voi vreți să vedeți dincolo de ele mai mult, este șansa voastră. Dacă ascultați, vedeți dincolo. Recunoașteți. Hai să vedem. Energia masculină în această perioadă. Ce simte? Patru de spade. Simte că ar vrea o nouă relație, dar probabil că e într-o altă. Pentru mine, patru de spade, ca și patru de monede, reprezintă relație karmică. Dar hai să mai vedem. Energia masculină. Wow! Patru și patru! Wow! Dar nu vrea să arate. Deocamdată se ține în control. Probabil că a fost obișnuit să fie în control și cu alte femei, dar nu știu. Wow. Energia masculină față de această energie. Ce era? Am văzut în justiția Regina de Cupe, dar spune, probabil că are niște chestiuni legale în această perioadă. Energia masculină, energia masculină. E în mare control. Probabil că încearcă să se vindece de niște, de o relație. Aș spune. Ah, da. Trei de bâte și doi de spade. Trebuie să aleagă. Ar vrea să o curteze pe energia feminină, dar mai are ceva în spate de rezolvat. Patru de spade. O relație nesatisfăcătoare. Dintr-un anumit punct de vedere. Vă zic din ce punct de vedere? Aici a apărut chakra a doua. Deja sunt 7 cărți. Doar 7 sunt, dacă sunt 7 chakre, care reprezintă eterul. Sunt cele 4 elemente naturale. Apă, aer, foc și pământ, și mai e al cincilea reprezentat de eter. Asta că tot vorbim de magician care are cinci, trebuie să aibă toate energiile, toate cele cinci energii ca să poată să manifeste ceva special în viață. Și probabil că are nevoie, nu știu cât e conștient,
o să-și dea seama la un moment dat. Poate că la modul subtil se simte atras de energia feminină, dar nu știu cât e conștient că îi lipsește acel ceva. Spiritul, de fapt, spiritualitatea îi lipsește. În sexualitatea sa îi lipsește conexiunea emoțională și spirituală cu celălalt. Se vede că în celelalte relații n-a fost. A, o fi fost verbal, o fi fost fizic, o fi fost experimentări, o fi fost diferite chestii, dar tocmai pentru că au fost, dar nu s-a mers mai departe. Aș spune că acest masculin urmează să se să trezească bărbatul divin din el în relație cu această femeie. Urmează. Am spus, această femeie are Kundalini deja trezită. Ce-și dorește? Ce sunt astea trei de bâte? Probabil că are de făcut călătorii. Trebuie să aleagă între vechi și prezent. Nu știu cât e de nou. Este foarte dor. Ar vrea să... Da. Deocamdată se abține pentru că are ceva în spate de rezolvat. Ia uitați, vedeți? Onestitatea este esențială. Am zis, este o relație, cel puțin în viața unuia, dacă nu a ambilor, în care cei doi falsează. Cei doi falsează. Și atunci, iată, vorbim de fals, de separări și apare regina de spade, care uneori înseamnă și divorț, înseamnă separare, înseamnă discuții. Dar îmi place că totuși acest patru de spade stă în spatele împăratului. Îmi place chestia asta. Și că în față avem trei de bâte. Speranța înseamnă. Ia uite, steaua aici, în zare, da? Acest personaj vă vede. Nu știu, poate e mult spus salvarea lor, dar este speranța lor. Au multe emoții. Vedeți aceasta? Au multe emoții, dar le ascund. V-au pus deja pe un piedestal. Probabil că nu știu, poate v-au făcut poze, poate că vă urmăresc. Își rețin dorința până eventual se fac niște alegeri. Trebuie să-și facă, să manifeste ceva nou. Și trebuie să vă aleagă. Adică nu că trebuie, v-a ales deja. Interesant, poate... Ah, ce interesant! Doamnelor, probabil că voi sunteți foarte speciale, nu sunt obișnuiți acești bărbați să aibă de-a face cu acest gen de femeie. Sunteți, în primul rând, n-aș spune musai, nu e vorba de haine și de fițe, nu, e vorba de educație, de mental, da? Vă știți că nu sunteți doar pentru o la lea, pentru, da? Vă atrageți acest personaj, simțiți potențialul lui, dar rămâne de văzut ceva, cum va manifesta acest bărbat, bărbatul divin din el. În spate are multe găinuși. Poți să aibă și, da, multe energii de joasă calitate, aș spune. E o găină, asta mi-aduce aminte de patru de spade, de niște relații, repet, în care s-a mințit, în care a stat pentru ce? Pentru ouă. Ouăle reprezintă ce? Bani, pentru... în fine, da? Dar cu voi totul se poate manifesta o nouă relație. Ia uite, 9 de monede. Sunteți independente, sunteți puternice și vă adoră. Vă adoră. Ia uite, ia uite. Nouă de monede și regina de foc. Deci, efectiv, vă adoră. Dar se reține. Din considerente pe care probabil că le veți afla. Hai să vedem. Energia feminină. De două ori. De două ori. Energia feminină vine și ea cu niște dezamăgiri din trecut. Amândoi aveți dezamăgiri. Nu știu dacă în relația aceasta, dar în alte relații sigur ați avut. Wow! Mai ați mai văzut de câte ori apare împăratul și împărăteasa în aceeași etalare, dar am zis energia feminină știe care Kundalini trezit? Mai ce am zis? Nu știu, uneori mă șochează tarotul și pe mine. Vorbeam și practic de atâtea ori, de atâta timp, 2 de monede. Vede, mai! Steaua e aici, vedeți și la una și la alta. Steaua e aici. Și unul și celălalt speră. Doar că energia feminină știe că bărbatul trebuie să facă prima mișcare. Și acesta încă se reține. Pentru că nu știe, am zis, nu știe.
cum să vă abordeze, o floricică, o, vreți un pahar de vin, o prăjiturică, ceva, doamnă, dar cu ce să vă servesc? Fac un pic de glume, da? Dar cu ce? Ha. Cu ce ai tu mai de preț? Cu ce ai tu mai de preț? Deci steaua, într-un fel sau altul, în plan secund, e acolo. Potențialul de vindecare, potențialul de trezire și energia aceasta predestinată, că sunteți. Trebuie să vă întâlniți eventual. Am zis, această femeie posibil va trezi bărbatul divin din bărbat sau bărbatul din. Sau invers, în fine, depinde unde sunteți. Wow, și soarele, wow. Am zis, e conștientă, își dorește. Interesant că e semn de foc aici. Singura diferență că este, această femeie știe ce este. Sau femininul din această relație știe ce este și, repet, nu ce poate, ca anduranță, ca abilitate fizică, să zic. Nu, e vorba de energie. Știe ce poate să transforme în momentul în care ține pe cineva în brațe, în momentul în care sărută, în momentul în care stă în preajma cuiva. Soarele. Asta simte. Ah, și ea. Probabil că mai trage cu ochiul la acest personaj, știe că e urmărită într-un fel sau altul, dar trebuie comunicat într-un anume fel. Există. Da, ia uite. Am zis. Această femeie știe că bărbatul a făcut o obsesie pentru ea. Știe că poate să transforme. Știe că poate să-l transforme și pe diavolul însuși. Așa simte voia să-l transmit, așa transmit, da? Știe că poate să transforme până și pe diavolul însuși. Pentru că diavolul are energia Kundalini în chakrele 1 și 2. Mai sus de 2 nu iese Kundalini. De-aia devine obsedată, de-aia devine deviantă. Însă, ia uite, aici este bărbatul divin. Deci această femeie știe că poate să trezească bărbatul divin eu știu, din viața ei. Cel care se lasă transformat. Cel care se lasă transformat. Wow! Soare ce înseamnă? Speranță, trezire, conștiință. Știe ce este, știe ce face, știe că atunci când sărută, circulă niște fluide și când vorbesc de fluide, nu mă refer la lichide, dragii mei, mă refer la fluide energetice, știe multe. Da. Hai să vedem energia generală dintre voi în această perioadă. Wow, luna. Iar unul dintre voi este între două relații și trebuie să aleagă cu doi de spade. Clar, clar, și cu doi de monede. Unul dintre voi trebuie să aleagă. Poate că amândoi trebuie să alegeți, nu știu. Dar, intuitiv, la ceas de seară vă doriți mai mult ca oricând și intuitiv știți că sunteți făcuți unul pentru celălalt. Mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta, veți fi împreună. Ia uite, măi, judecata. Wow. Intuitiv știți că v-ați întâlnit, sunteți predestinat, ați mai fost împreună și v-ați întâlnit să treziți ceva din celălalt. Wow. Aș mai vrea totuși o carte pe lună și judecata. Regele de monede. Aici, din regele de monede, bărbatul acesta controlat, potent, de anduranță, senzual, sexual, whatever, această femeie poate să transforme în bărbatul divin, în împărat, în soare. Pe cel care vrea să fie. Mai dăm o carte pe lună, te rog frumos. Energia generală dintre voi. Poate luna plină aceasta să conteze sau ce a fost. Vai ce cărți au venit. Luna a fost clarificată de justiție, de dreptate, de temperanță și de regele de gute. Pasiune, dar de la egal la egal, am zis. Împăratul și împărăteasa, da? Doi regi, soarele. Probabil că în august se va manifesta ceva. Marcaj puternic pe semne de foc. Pe apă. Pământ am văzut. Și pe aer. Apă, da, pământ și aer. Dar ideea este că intuiți amândoi că se va face dreptate în viața ambilor, că vă veți vindeca, inclusiv vă veți vindeca din punct de vedere sexual, intim, energetic, spiritual, împreună. Și
Simțiți că, repet, vă echilibrați și vă protejați unul pe celălalt. Vă protejați. Ce cărți frumoase, Doamne, la numărul 3, Doamne, ajută! Dar probabil iar s-a oprit aici, vedeți? Nu întâmplător. Probabil că trebuie să țineți secret anumite chestiuni. O perioadă. Nu știu, când se rezolvă niște alte treburi în viața voastră. Considerați fundația pusă. Intuiția vă spune că vă veți echilibra viața, vă veți vindeca, ambele înseamnă echilibru, însă una aduce dreptatea din punct de vedere legal, cealaltă aduce vindecare și conexiune cu divinitatea și regele de băte, cu această regină de băte, aduce egalitatea în drepturi, aș spune, sau da, vă onorați unul pe celălalt. Vă onorați, vă respectați, vă iubiți, vă adorați, vă... Sunt... Ce să mai... Vă oglindiți, interesant. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!